Marcel Ciolacu îi răspunde lui Nicolae Ciucă, care a afirmat la congresul de duminică că Partidul Social Democrat este urmașul Partidului Comunist. Ciolacu subliniază că astfel de comparații sunt nefondate și nu reflectă realitatea actuală a politicii românești. Totodată, premierul Ciolacu a mai transmis că nicio formațiune nu va mai putea guverna singură, iar dialogul și cooperarea vor fi cruciale în contextul politic actual. Nicolae Ciucă spunea ieri că PSD este urmașul Partidului Comunist și anunța că PNL și-ar dori să facă o coaliție de dreapta după alegeri. Întrebarea mea este dacă PSD are opțiuni să facă guvern fără PNL după alegeri. Știți că există o mare diferență între dorință și putință. Eu, unul, am fost contemporan cu o mare coaliție de dreapta, care a dus la un dezastru în România. Și dumneavoastră știți mai bine decât mine acest lucru și știți de ce Partidul Social Democrat a fost nevoit să intre la guvernare după 8 luni de guvernare de dreapta. Marcel Ciolacu a reacționat după declarația făcută de președintele PNL Nicolae Ciucă, potrivit căreia socialdemocrații sunt urmașii Partidului Comunist și că liberalii și-ar dori să facă o coaliție de dreapta după alegeri. Multe partide au apărut, au dispărut în anii democrației post-comuniste, unele ajungând chiar să fie sus în preferințele românilor la un moment dat. Dar reperele politice constante pe scena noastră politică au rămas mereu două. Urmașii Partidului Comunist și noi, național-liberalii. Întrebat ce se va întâmpla după alegeri în ceea ce privește relația cu colegii de coaliție, Ciolacu a răspuns. Cum vor arăta următoarele guverne și coaliții de guvernare, sunt ferm convins de un singur lucru. Că niciun partid nu va putea face singur un guvern. Va trebui să facă alianțe politice. De asta sunt ferm convins. Restul o să decide românii.